Și uitați-vă la fața mea care nu a realizat că a câștigat. Deci când m-am întors și am văzut că 4, eu n-auzisem că zicea el felicitări. Astăzi reacționăm la apariția mea de la televizor. O să reacționăm cum am câștigat premii în valoare de 1000 de euro, cum am ajuns eu la televizor. Și dacă vreți să mai vedeți reacții, nu uitați să dați acolo pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi. Și hai să vă explic cum am ajuns eu la televizor. Cu o zi înainte am fost sunat dacă vreau să particip la emisiunea Prețul cel Bun, pentru că a ieșit cineva și era un loc liber și m-au sunat dacă vreau eu să merg în locul lui. Și am ajuns eu la Prețul cel Bun, o emisiune care, sincer să vă spun, eu nu am urmărit-o prea des, nu prea mă pricepeam exact care e treaba, dar cel mai bine dăm drumul la emisiune să reacționăm și vă povestesc pe parcurs tot ce s-a întâmplat. Și dacă vă întrebați cum am reacționat acum la emisiune, este de pe Antena Play. Dacă aveți voi abonament, vă puteți uita și voi la emisiune la Prețul cel Bun și căutați episodul din sezonul 5. Lângă mine aici. Vrei tu să stai tu? Ia uite-mă pe mine. Bine ai venit, Andrei. Bine te-am găsit. De unde vii? Ia să vedem. Din București. Din București. Foarte tare, băiat. Tânăr, câți ani ai? Am 20 de ani. 20 de ani. Doamne, ajută mult înainte să fii sănătos. Cu ce te ocupi, Andrei? Sunt student la facultate la ASE și pe lângă asta mă ocup și cu YouTube. Sunt creator de conținut pe internet. Bun. Am reușit să strâng... Ce fel de conținut bun, faci? Bun. De divertisment, de gaming... Sau, deci gaming, nu? Sau... Deci unul din băieții care vorbește pe jocuri, nu? Ideea este că înainte să merg la emisiunea asta, eu chiar nu știam cum funcționează exact, cum te ia din public sau ce trebuie să faci exact, care sunt regulile, dar pe parcurs le-am învățat și eu și o să vedeți că, neștiind foarte bine regulile, am reușit să trec de cea mai grea probă, adică prima. Exact, bravo. Ca să ajung la sau jocuri. Sau mai fac și divertisment cu mașina, car vloguri. A fost mai multă discuție, dar acum m-am întrebat ce vreau să mai câștig. Și să spun, tot o vacanță aș vrea să câștig. Tot o vacanță, tot o vacanță. Vă ia vacanța. Bă, am văzut că toată lumea zicea că câștigă vacanță. Eu eram zis, bă, se dă vacanță sigur în seara asta? Nu știam. Ca tinerii, doamne, nu mai am respect. Sau ceva pentru tehnologie. Tehnologie. Am zis, hai să fii și un pic diferit. Bine, Andrei, baftă mult atunci, fără emoții și la excursie, vacanță, ce vrei tu. Salut, Andrei. Salut. Hai să vedem ce licităm, e foarte simplu, da? Ați văzut, poc, 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 nu exagerăm, ați fost pe aproape, ceea ce e bine. Eu am intrat în joc la a doua licitație și n-am vrut să mă arunc tare, eu aveam o strategie în cap. Vă pricepem. Și o să vă explic bine strategia mea. Să pricepem un pic mai bine, hai să vedem. Al doilea produs licitat. La a doua licitație de astăzi avem o carte. Cum a doua licitație era o carte. Eu trebuia să ghicesc practic... Eu trebuia să ghicesc practic prețul acestei cărți și să nu cumva să zic un preț mai mare decât este cartea. Și noi, care e cel mai apropiat de preț, practic trecem mai departe la jocuri. Cam asta este treaba, de-aia suntem noi acești patru jucători acolo. Pentru cei care nu știți emisiunea, cam astea sunt regulile. Și eu trebuia să zic un preț la această carte. N-am vrut să mă arunc la prețuri mari, dar... Eu aveam o strategie în cap și vă zic imediat care este. Gina, cât să coste cartea aceasta? Acum ne ia pe rând și o să zicem prețul. 31 de lei? 31 de lei. Diana? 43. Ideea e foarte importantă să nu cumva să fie mai mult decât prețul cărții, că după aceea ai ieșit direct. 43. Răzvan? Eu spun 32. 32. Și Andrei? Aici eu n-am vrut să mă arunc la sume mari. Eu aveam o strategie în cap, fiind și ultimul care zice prețul, că vreau să fie mai mult decât toți. Un pic mai mult decât toți. Dar n-am vrut să mă arunc la cartea asta pentru că nu știam exact ce preț să zic și am zis, hai mă, jucăm cu 40. Și până la urmă 40. Cine a câștigat, o 40. Să vedeți imediat cine a fost. Diana. Fata. Care a pus 43, cel mai mare preț. Și de asta o să vedeți că la următoarea licitație... Are, o să vă arăt acum unde este următoarea licitație. Haide să limităm al... Și acum o să vedeți că la următoarea licitație a luat pe altcineva din public. Frumos, ca să hai, umplem acolo. Și din deja seară. A venit ultima licitație și practic nu mai aveam ce să mai pierd. Și am pus în aplicare tactica mea. Astăzi avem un ceas de perete. Este foarte frumos, foarte atent lucrat. Aduce casei o notă. Un ceas. Cum să ghicești tu prețul la acest ceas? Da. Ideea este că eu aveam în cap acea tactică. Bă, hai să pun suma cea mai mare față de toți. Cu un pic mai mare față de care a fost cea mai mare sumă. Proaspătă, și utilitate maximă, dar și un design asta. Încântător. Foarte frumos. Dacă avea și cuc, da. Era super. Cât costă ceasul? Cât costă ceasul? Hai. 185. 185, îmi spune Gina. Alexandru. Să mă gândesc un pic... Undeva la
Dacă... 195, să zic 195. Eu. 195. Și o să vedeți că se face o mică scăriță deja. 210. 210. 210. Vedeți? Puștule. El a zis cea mai mare sumă. Și acum mai cu puștule. Ia zi. Și eu deja aveam în cap tactica asta. Să zic cea mai mare sumă dintre toți, pentru că nu aveam ce să pierd, pentru că dacă ieșeam, pur și simplu ieșeam și oricum era ultima licitație. Și fiind ultima, am un mic avantaj pentru că știu deja prețurile lor și o să zic cel mai mare preț. Și exact asta am făcut. 220. 220. 220. Hai să vedem dacă merge tactica mea. Asta funcționează doar dacă ești ultimul de la ghișeu de aici. Deși nu-i neapărat Andrei, mereu. 220 s-a apropiat cel mai mult cu 260. Și așa și am intrat eu în joc, practic. Cu suma de 220. După cum vedeți, s-a făcut o mică scăriță. Acum hai să vedeți întrebări pe Liviu Vârciu. De tot, explică-mi și mie, cum creezi conținut pe internet? Păi, pe rețele de social media. Asta știu, dar cum? Te trezești dimineața și spui astăzi vreau să creez un conținut. Ce să crezi? Ce crezi, prima... ce crezi tu astăzi? Ce exact? Crezi tu? Cum crezi, Andrei, conținut? Care sunt trendurile? Uite, spre exemplu, pe YouTube am o serie de care mă țin de gaming, dar pe Instagram, TikTok postez ce se află în trend, practic, și mă adaptez la trenduri, la sunete populare și așa devin relevant. Bravo, aplauze! Tu ai bun răspuns, ceva? Bun răspuns! Ai înțeles ceva? Da! Pe YouTube... El e cu gaming-ul, se joacă și se filmează. Am încercat și eu, e cumplit. Deci tot respectul, am încercat și eu să pun treaba asta pe YouTube-ul meu. M-am jucat, uitam că sunt și pe YouTube. Nu mai vorbeam, mă concentram la joc. Eu când vreau să mă joc, mă joc. Adică eu vreau să mă relaxez la joc, nu vreau să mai înjur, mai știi, și nu, e păcat. Și cu mașinile electrice am văzut. Promovezi mașinile astea electrice. Păi, eu încerc să spun părerea mea și să arăt cu bine, cu rău, dar în principal, la mașina mea, până acum, în principal, tinde spre bine. Și, în principal, după mine este bine. Aici, sincer, nu mai știam exact ce ar trebui să-i mai zic, că, puii mei, nu mai știam. Stai la curte, ai panouri solare sau o bagi la priză? Urmează să instalezi și stații de încărcare, dar încă mai găsești stații de încărcare gratuite prin București. Și la drum. Aici urmează ceva interesant. Dar de ce s-a băgat și pe bani acum? Da, da, da. A, da? Da. Păi ce ai făcut, bă, nene? Nu mai e gratis? Nu mai e gratis de mult. Păi trebuie să fii și noi, normalitate. Eu am rămas pe vechi. Eu știam că e gratis. Dacă vrei să ții o mașină electrică, urmărești oameni care au mașini electrice și vezi acolo care e situația. Foarte bine, foarte bine faci, Andrei. Bravo ție, muncești. Oamenii care fac conținut pe YouTube chiar muncesc. Și tot respectul frumos, meu. Frumos. Noi spunem că ce fă, să mai muțăresc acolo, fac o grămadă de bani, nu-i merită. Nu, să știți că e complicat să te trezești. Zice bine Liv aici. Și montezi singur. E complicat să te gândești la un conținut. Uite, mă gândesc asta și doamne, iartă-mă, fac. Dar măcar să nu vorbiți urât, să nu vorbiți prost și să nu copiii pe care vă urmăresc să nu învețe lucruri nasoale de la voi. În rest, bravo vouă, hai să vedem cât de la prețul cel bun. Să vedeți acum cât de tare a fost. Deci cât de tare a fost acum, să vedeți, doamne. Deci la jocul ăsta pot spune că, nu știu, am avut extrem de mult noroc și o să înțelegeți imediat de ce am avut extrem de mult noroc. Deci la jocul ăsta o să înțelegeți imediat cât de mult noroc am avut să nimeresc prețurile la aparatele astea. Trei potrivit pentru cursa noastră de astăzi, cursa în 45 de secunde, trebuie să faci cursa asta, să te duci cu prețurile. 45 de secunde, trebuia să pun prețurile la astea patru produse. Aici sunt prețurile, aici sunt produsele și Andrei ți le povestește frumos. Primul produs este o mașină de spălat vase, este construită pentru 12 seturi, are 5 programe, o lățime de 60 de cm, afișaj LED. Următorul produs este un robot de bucătărie cu robot putere de bucătărie. 1000 de vați, un vas de 5 litri și 6 trepte de viteză. Mergem mai departe, următorul produs este un cuptor electric cu o capacitate cuptor de electric. 19 litri, o putere de 1380. Care am învățat că e o diferență între el și un cuptor cu microunde. Are funcție de deschizare. Și ultimul produs, un aspirator robot cu autonomie de 120 de minute și un asta chiar e șmecherie, deci chiar l-am testat, e șmecherie mare robotul ăsta. Dat în funcție de tipul de podea. Deci mi-a dat astea patru prețuri. Te duci frumos așa, la fiecare o să te ajute colegii mei. Da, le dai și ți le pun acolo la fiecare produs și când crezi tu că ai terminat, vii repede și tragi de manetă. Hai să vedeți acum ce a fost. Avem timp să facem ceva, vreo schimbare. Doamnește.
Multă baftă, ești pregătit? Da, da, da. 3, 2, 1, go! Pac. Pac. Stai că... Trag. Trag. Repede. Vino cu a trage, vino aici, trage de manetă, să vedem cât ai nimerit. Una. Unu. Trei sunt greșite. Deci una, da? Mai fă ceva, ai timp, 26, 25 de secunde. Vino aici, trage de manetă, ai nimerit 0. 0, deci mai aveam 18 secunde și nu era niciun preț. What? Corect. Sunt greșite toate. Eram, what? Și pac, și pac, 10, pac, pac. Deci le-am învârtit acum. Efectiv le-am pus cu o... E greu de explicat ce am făcut, dar am gândit un pic ceea ce am făcut ca să fie la toate diferit și doar le-am dat cu una mai încolo, cum ar veni. Nu știu dacă ați înțeles, dar într-un final. Și uitați-vă la fața mea, care nu a realizat că a câștigat. Deci când m-am întors și am văzut că 4, eu n-auzisem că zicea el felicitări. Eu nu știu, mă, unde mă gândeam, ce mă gândeam. Dar eu, capul meu, eram cam fail pentru mine. După aceea am văzut că 4 și l-am nimerit pe toate, eram genul, what? Nu știu cum ai reușit. Nu știu cum ai reușit. Eu, deci pe Ioana, ce fericit era acolo. 1659, 1154, 510 și 1450. Toate produsele sunt ale tale, robot. Uitați-vă la reacția mea când am auzit că sunt ale mele. Eu nu știam că le câștig pe astea. Eu nu știam că le câștig pe astea. Deci înțelegeți că eu nu prea urmăream și nu știam exact că eu urmează să le câștig. Deci reacția mea era ce... What? Pe astea le câștig? What? Cuptor, cuptor, de robot, aspirator și toate era cele mașini de spălat. Ok. Bravo, Andrei, ne vedem și okay. În final, da? Mulțumesc. Rămâne... Mulțumesc. Alături de noi vin colegii noștri de la Observator și continuăm noi cu finala noastră frumoasă. Acum hai să vă arăt și în finală ce a fost. Practic trebuie să tragem la roata respectivă și trebuie să ia fim să vedem noi cel mai aproape de 100 sau 100 ca să ajungem în finală. Norocul. Vedem aici pe Nicu, hai, care se poate... a dat 45. Iar după ce am mai dat încă o dată, s-a oprit la 55. Adică 100, exact cât îi trebuia, perfect. 100! Hai Diana, să vedem dacă putem să facem. Iar acum a venit asta. Diana. Și acum hai să vedeți ce a dat Diana. Vedeți ce a dat Diana, acum că omul dinainte, domnul, a dat de ia două ori și a însumat 100. Acum ea a dat, că n-a dat rău deloc. 100 direct. Ei! 100! Incredibil. Să vedeți reacția mea. Să vedeți reacția mea. Pentru tine, bravo Diana. Reacția mea era ceva gen atât de simplu e. Era gen, ok, hai că vin și eu să trag, poate ajung și eu în finală, nu? Nimerești și eu 100, nu? Ce ne facem well, mâinile no. cu sutele astea? Băi, stai un pic aici lângă Nea Nicu, că sunteți amândoi în finală. Nu știu hai, cum Andrei, au avut ei doi atât de mult noroc, de dar la mine... Mai dai și tu odată 100 ca să dăm încă 2500 de lei și să știm o treabă. Hai, vino lângă mine. Uitați-vă la fața mea ce dezamăgit eram. Un pic mai tare, dacă era, avem un 70. Uite, 70. De după 30 pe eram, unde eram, wow, 70, omule. Pe jos. Iar acum, eu am și întrebat pe el, păi și acum ce fac, ce trebuie să fac? Eu nu știam exact, singura mea șansă era să mai dau încă o dată și să dau 30. Asta era singura șansă. Am mai tăiat partea asta, dar nu contează, când am întrebat eu. Am trecut direct la acțiune. A doua încercare. Ce credeți? A fost 30-ul? 30-ul era undeva. Dacă are putere să vină până aici. Era departe 30-ul. Nu cred că are putere. Uitați-vă la fața mea. Băi, eu efectiv nu realizam, bă, că eram la televizor. Și după aceea am realizat cât de multă lume s-a uitat la emisiunea asta, că multă lume la care eu n-am zis, că nici nu știam exact când o să fie difuzat. Și foarte multă lume care vă uitați la mine, mi-ați spus că m-ați văzut la televizor. Eu nu știam. Na. Mi-a părut bine, succes în tot ce faci. Mulțumesc. Și Doamne ajută să ne vedem la 1.000.000 de subscriberi. Să ne vedem la 1.000.000 de subscriberi, da. Cam asta a fost apariția mea. Am câștigat acel ceas pe care l-am licitat la 265 de lei. Și
acele produse. Cam asta a fost aventura mea la televizor. Dacă aveți întrebări, lăsați-le mele în comentarii. Nu uitați să vă abonați și să dați pe butonașul ăla de like dacă sunteți noi pe canal. Și noi ne auzim la următorul video. Vă pup, ceau!